în nisiparea, în totalitatea ei, va depăși actuala limită a acestei structuri cu aproximativ 30-40 de metri. Deci linia țărmului, în condiții de stabilitate, fără valuri puternice, va fi mult în fața structurii. Nisipul care va acoperi această structură va ajunge undeva, estimez, în dreptul acelor topogane. Nu există constanțean sau turist care să nu fi surprins în vreo fotografie bijuteria arhitecturală și nu puțin sunt cei care au sărit de pe planșee direct în mare. Povestea pasarelei din Mamaia începe în anii 30, când guvernanții de atunci au decis să transforme Constanța într-o stațiune de importanță națională. Este un monument istoric unic, poate, în zona aceasta. De altfel, la momentul la care ea a fost făcută, era unicul bar maritim, că era prevăzută inițial și sunt în continuare și două topogane pentru copii și adulți, deci un punct de entertainment, era un debarcader, puteau să acosteze acolo bărci și șalupe. Pasarela din Mamaia a fost abandonată de autorități imediat după Revoluție. Simbol al stațiunii Mamaia s-a degradat an de an și a fost spartă cu picamărele, urmând ca acum să dispară pentru totdeauna. Recent s-a pus iar în discuție demolarea ei, dar în urma presiunilor opiniei publice, autoritățile au decis să facă o expertiză să vadă dacă mai poate fi salvată. Inginerii au hotărât să o îngroape nisip ca să o conserve pentru viitor, în speranța că cineva o va restaura. A fost luată în calcul reabilitarea ei pe uscat, care este mult mai simplu decât ar fi în mediul marin, pentru că sunt costurile asociate foarte mari, și apoi mutarea pe segmente și readucerea pe o nouă poziție, astfel încât să se refacă contactul cu marea a acestui monument. Paradoxal, faptul că ea va fi îngropată de nisip e cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla. Nisipul o conservă ca într-o cutie impermeabilă ferită de valuri și de vânt. Este însă doar o soluție de moment. Singura variantă viabilă pentru pasarelă este ca ea să fie înconjurată de apă, iar pentru asta nu sunt posibile decât două scenarii. Ori să o mute mai departe unde va fi linia țărmului, ori să facă în jurul ei o alveolă, o lagună plină cu apă. Până acum, instituțiile statului nu au găsit o soluție pentru a face ceva cu acea pasarelă, de a o reabilita, de a o pune în valoare. Să facem acolo un fel de scenă, să fie un spațiu pentru spectacole, pentru concerte. Acum monumentul este al Ministerului Turismului și singura lui șansă să nu fie demolat este să fie preluat și restaurat de Ministerul Culturii.